devenită deja tradiția, activitatea organizată cu prilejul zilei de 1 martie se va desfășura în acest an pe raza municipiului Sibiu, în 4 locații în care polițiștii rutieri, alături de partenerii lor, Crucea Roșie și Registrul Auto Român, dar și alături de 50 de elevi, vor oferi doamnelor și domnișoarelor aflate în trafic mărțișoare și recomandări pentru a preveni implicarea acestora în accidente rutiere. Legiuații din spectrul de condiționate Ionuț, motivul pentru care v-am oprit astăzi este acela că dorim cu prilejul zilei de 1 martie să vă urăm o primăvară frumoasă, fără evenimente rutiere. Alături de partenerii noștri de la Crucea Roșie, vă oferim și un mărțișor. Bună ziua, sunt inspector de condiționate Ionuț. Motivul pentru care v-am oprit astăzi este acela că dorim să vă oferim un mărțișor de prilejul zilei de 1 martie, să vă urăm o primăvară frumoasă, fără evenimente rutiere. Doresc să vă ofer un mărțișor cu prilejul zilei de 1 martie și să vă urez o primăvară frumoasă, fără evenimente rutiere. Mulțumesc mult de tot! Sunt inspector de condiționate Ionuț. Astăzi, cu prilejul zilei de 1 martie, vrem să vă oferim alături de partenerii noștri de la Registrul Auto Român un mărțișor și să vă dorim o primăvară frumoasă. Să rămâinile, la mulțumire, drumuri bune, să rămână. Deosebită plăcere de a vă oferi astăzi, cu prilejul zilei de 1 martie, câte un mărțișor. Vă dorim o primăvară frumoasă, fără evenimente rutiere și vă recomandăm atunci când circulați cu autobuzul să ocupați un scaun pentru a preveni evenimentele rutiere.